Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Oină pe anul 2014 s-a desfășurat săptămâna trecută la Constanța. Directorul executiv de la CS Dacia Mioveni 2012, Dumitru Voiculescu, a fost prezent acolo. Ultima activitate pe care am desfășurat-o a fost participarea noastră la Adunarea Generală a Federației Române de Oină de la Constanța, sâmbătă pe 29. Vin de acolo cu gânduri frumoase, vin de acolo cu bucurie, ba chiar cu mândrie. De ce? Pentru că în decursul anului trecut, în decursul lunilor din anul trecut, noi am obținut rezultate pe oină valoroase. Suntem vicecampioni naționali în teren, în 11, suntem campioni naționali cu fetele la sală, în 6. Deci munca nu a fost în zadar. Toate aceste activități au fost elogiate în cadrul materialelor scrise și discuțiilor din această adunare. Mioveniul a sprijinit oina prin organizarea mai multor competiții, iar acest lucru a fost menționat de mai multe ori pe parcursul adunării. Cei prezenți au declarat că a contat foarte mult și sprijinul autorităților locale. Este vorba despre primărie și Consiliul Local. S-a amintit acolo de Mioveni foarte des. Toți vorbitorii au adus elogii felului cum noi am organizat turneul ca deschiderea unei mari activități. Este vorba de redeschiderea drumului de oină fete la junior după peste 100 de ani. Suntem oamenii cu, să zic așa, cu începuturi, oamenii cu deschideri de drumuri. De asemenea, turneul din cadrul proiectului Pierre de Coubertin, Cupa Micilor Campioni. Iată că Mioveniul și, bineînțeles, cu Consiliul Local, cu administrația locală, chiar și domnul primar Georgescu a fost foarte des amintit ca nume acolo în adunare, sigur că nouă nu ne putea decât să ne crească inima în piept de mândrie în fața tuturor. În acest context favorabil, Dumitru Voiculescu își dorește rezultate mult mai bune la oină, dar și o organizare pe măsură a viitoarelor competiții de profil.